Salutare, mă buni! Eu sunt Speedy, iar astăzi vom face ceva inedit pe canal. Inițial aveam de gând să facem chestia asta la sfârșitul livestream-ului, dar din moment ce am uitat complet odată ce am terminat meciul, am decis să facem un clip separat pentru chestia asta. Riot acum aproximativ 18 minute au postat un teaser pentru noul campion și am zis dacă e să ne uităm împreună să vedem ce... Sunt curios atât eu personal, pentru că nu l-am văzut încă, este prima oară, am vrut să fie cât mai genuine reacția și sunt curios ce părere aveți voi. No bun, trecem direct în treabă. Campionul se va numi Vex, este un mag mohărât aparent, iar trailerul durează 2 minute, ok? Și română. Ok. Până acum nu vedem campionul nou. Și da, e în română chat. Este, am ales special în română pentru pentru voi chat. Sper să apară și Brown. În pace, nu vezi că dorm. Oh, salut. Iar trebuie să omor pe cineva. Nu vrei să rezolvi tu umbra? Ok, deci basically m-au adăugat pe mine în adolescență în joc. Destul de cool până acum. Mi se spune Zoe, cum te cheamă? Ce-ar fi să... Nu. Arăți cam ciudat, dar drăguț! Ok, oficial, chiar dacă nu este viabil răul ăsta în junglă, personal îl voi juca în junglă în loc de Garen, doar pentru că am omorât-o pe Zoe. Este absolut eroul meu preferat în orice situație. Am putea spune că este în top 3 cu Talia și Nidalee acum, chat, că mă întrebați mereu. Așa mai merge. Un copac. De unde a mai apărut și asta? L-au răpus! Vrei să-ți arăt o scamatorie? Hai, păpaș. N-am ce să... Are fir? De ce are fir? Stai. Umbră. Unde am mai apărut și asta? Vreau să mai văd chestia asta odată. Ce abilitate asta? Dar nu e ultima, da. Aoi-ul e destul de mare. Și dă fir. Mă întreb dacă trebuie să fie ceva activ înainte de fir. Să ai pus fir AOE pentru toată lumea din cercul ăla. Pentru că e destul de OP, dude. Gândește-te la un teamfight în care pur și simplu sar peste un perete. Bine, încă nu știm, poate are și dash-uri rău ăsta. Sar peste un perete și dai fir pe 4-5 oameni. Like, câștigi fight-ul de unul singur. N-am ce să discut cu eu. Asta e altă abilitate. Pare un fel de karma. Ok. Umbră. Oameni. Ok, fir AOE. Ce spuneam mai devreme, fir AOE pe 2 oameni. Adică nu e cine știe ce. În fine. Ești trist? Da, și mai ești, am pierdut și 300 de puncte. Ne-am înțelege bine. Ce urăsc să merg pe joc. Fă-ți treaba, umbră. Stai, ce? Pe lângă faptul că dă AOE fir ca Fiddlesticks, fără channel, se mai și teleportează? De ce s-a teleportat? Gen, cum s-a teleportat? Asta e, cred că e eu? Că primele două am văzut. Cred că Q e chestia aia rotundă. W cred că e cealaltă chestie tip karma. Sau poate asta e W. Dacă nimerești un adversar... Cred că dacă nimerești un adversar, pentru că timpul nu era mort... Wait, dude, what the fuck, are... Fă-ți treaba, umbră. Ok, mă cam bate. Tare. Ultimata? Cred că e ultimata? Uneori, aproape că nu te urăsc. Ok. E un fel de bad, umbră. Mai ceva la sfârșit? Nu
Salut, Stafie. Ne auzim pe mai încolo? Bun. A, cred că ăsta-i skin-ul. Ok, un mod interesant de a face tranziția la skin. A, pare ok. I mean, mi se pare destul de OP, sincer, campionul. A, nu știu exact cât de bun o să fie în junglă, sincer. A, dar din moment ce are, pare să aibă două AOE-uri pe abilități, pare destul de nice. Lăsați în comentarii ce părere aveți voi despre campionul ăsta, unde crezi că o să fie jucat. Personal cred că o să fie ori support, ori midlaner. Top cred că e puțin cam greu pentru el, pentru că și-ar lua destul de mult bully de la Jax și chestii. Mid sau support, poate chiar uneori pe AD sau junglă dacă chiar merge bine clear-ul. Lăsați în comentarii, spuneți-mi dacă, unu, ce părere aveți de campion, dacă vreți să mai facem clipuri de genul. Și, ne vedem mâine pe stream. Vă pupat, see ya!